Vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră, stimați telespectatori, și mă bucur să vă întâlnesc pe această cale. Suntem în fața sediului Societății Biblice din România, societate care a publicat zilele acestea cartea Alături de Isus, o carte scrisă de pastorul Ghiță Mocan. Este, de fapt, prima carte pe care dumnealui o scrie, o carte deosebit de frumoasă, care pornește de la Evanghelia după Marcu și ne poartă alături de Isus prin toate experiențele prin care Mântuitorul a trecut. Vă provocăm și vă îndemnăm și pe dumneavoastră să citiți această carte. În minutele care urmează vom prezenta mai multe materiale de la lansarea cărții pe care vă invităm să o citiți fiecare dintre dumneavoastră, iar primul dintre vorbitori pe care vă invităm să-l ascultați este pastorul Florin Ile, directorul Societății Biblice din România. Stimați telespectatori, dorim să spunem că merită să citiți această carte, iar noi vă dorim din toată inima să aveți bucurie, să aveți sănătate și binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Am onoarea ca administrator, coordonator al editurii, să prezint această carte. Sunt bucuros de faptul că a ales să publice cu editura Metanoia această carte. Sper într-o colaborare frumoasă și pe viitor și mă rog să-i dea Domnul succes și spor și la scris. Cred că în inima fiecare dintre noi este așa un gând de apreciere și în același timp de mulțumire. Atât față de Dumnezeu, Cel care este sursa binecuvântării noastre, dar și pentru cei care se ostenesc între noi, așa cum spune Apostolul Pavel. Mă bucur de apariția acestei cărți, care cred că deja este o binecuvântare și va continua să fie o binecuvântare pentru toți cei la căror mână va cădea și cei care se vor delecta uitând sau urmărind materialul acesta. Pentru început, aș vrea să-i dau câteva gânduri despre modul în care ne-am cunoscut cu fratele Ghiță. L-am întâlnit prima dată la București, eram student, eram în anul al treilea de facultate, la Institutul Teologic Pentecostal. Și în anul respectiv, fratele Ghiță s-a ocupat de partea de laborator a cursului de omiletică. Și ne-a învățat din ale predicării. Am fost binecuvântați prin modul în care ne-a provocat, fiind aproape de noi ca și vârstă, fiind foarte deschis, implicat în slujire, într-o varietate de locuri. Noi am găsit o mare binecuvântare să-l avem ca și profesor la seminar. Când am luat cartea în mână și m-am uitat prin ea, am spus, aici este fratele Ghiță. Am uitat cu atenție la resursele pe care le folosește. Este o varietate care arată că ucenicia sau urmarea lui Hristos, slujirea lui Hristos, trece dincolo de granițele confesionale. Cărți din autori penticostali, autori catolici, autori ortodoxi, filozofi, predicatori. Și m-am bucurat să văd diversitatea aceasta și, practic, materialul pe care îl găsim în cartea aceasta este oarecum o reflecție a unei inimi care bate pentru comunitate dincolo de granițele denominaționale. Și de asemenea, tot în spiritul acesta, una din ideile pe care eu am luat-o cu mine citind materialul, este că ucenicia este posibilă pentru orice om dornic de Dumnezeu și de relație cu Dumnezeu. Dragă frate Ghiță, dragi invitați, onorată asistență, vă felicit și eu cu multă recunoștință, cu respect în această zi pentru o carte frumoasă, o carte reușită, o carte plină de conținut pe care ați avut curajul să o aduceți într-o lume interesantă. Cartea aceasta pornește cu un titlu și titlul cărții spune Alături. E frumos gândul acesta. Încă din primul cuvânt pe care îl deschide cartea, avem o lecție de viață, o chemare extraordinară de a fi alături. Dragii mei, trăim într-o țară în care suntem mai mult împotrivă. Oamenii sunt puși față în față și adesea în opoziție. Nu-mi place de
celălalt, pentru că și prea rar ne adunăm pe un proiect alături. Sunt bucuros ca de mai mulți ani de zile să lucrez alături de fratele Ghiță la radio. Sunt fericit că aceste mesaje au fost puse alături în casele oamenilor și în mașinile lor prin emisiunile postului de radio. Sunt bucuros că acum, alături, putem aduce această carte în mâna oamenilor. Dragii mei, refacem astăzi o situație interesantă. O situație în care, într-adevăr, lumea cărților în vremuri a fost pe valuri și a coborât în vale. Iată, spre exemplu, o lume cu câteva mii de ani în urmă. Biblioteca din Alexandria a reușit să adune o jumătate de miliard de cărți. Cercetătorii ne spun că astăzi avem 32 de milioane de cărți, 750 de milioane de articole și eseuri, 25 de milioane de cântece, 500 de milioane de imagini, 500 de mii de filme, 3 milioane de materiale video, spectacole, scurtmetraj, peste un miliard de pagini web și numai în România 7 milioane de conturi de Facebook. Numai în România. În această lume este o chemare specială, în care oamenii în toate aceste medii sunt împotrivă, este o chemare de a fi alături. De data aceasta, nici măcar nu alături noi unii de ceilalți, ci alături de Mântuitorul. Iată promisiunea pe care autorul o face cu multă, cu mult bun simț, este una extraordinară. Iată ce spune fratele Ghiță. Vom încerca să pătrundem în lumea ucenicilor. Ucenici care au stat și ei alături. Dragii mei, mi-a fost drag să văd cum omul recunoaște limitarea pe care o avem fiecare dintre noi și încercarea pe care trebuie să o facem. Mai mult decât atât, recunoaștem cu toții harul. Harul lui Dumnezeu de a ne ține pe toți alături. Frate Ghiță, eu vă mulțumesc foarte mult pentru această frumoasă carte, pentru munca pe care o faceți. Vă felicit pe dumneavoastră, soția, familia, pe toți cei dragi care v-au ajutat pentru a le pune lucrurile la oaltă. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă ajute în continuare, alături de Mântuitorul și dumneavoastră și noi toți, să trăim viața de credință. Felicitări! M-am gândit și eu de unde și de când îl cunosc pe fratele Ghiță. Și mi-am adus aminte că, apropo de cărți, eram într-o casă unde era și fratele și noi vorbeam deja de ceva timp cu gazda casei și aflasem că mai au un locatar acolo și ne-a zis gazda, încercați să-l scoateți, că e cu capul în cărți și nimeni nu poate să-l scoată de acolo. Am încercat și ne-a fost răsplătită munca, pentru că fratele Ghiță ne-a acordat aproape o zi întreagă să ne prezinte ceea ce am văzut că era foarte drag într-un oraș cu amprente puternice, ne-a spus tot ce știa el despre Calvin în Geneva. Peste ani ne-am reîntâlnit în Oradea și a fost o bucurie pentru mine să îl revăd pe fratele Ghiță și să aflu că vom putea și colabora. Când în urmă cu câteva săptămâni am aflat de carte și mi-a făcut atunci invitația la această lansare a cărții. Am fost curios și l-am întrebat câte ceva despre carte și când mi-a spus că e din Marcu și că e vorba de ucenicie și de imaginea uceniciei, am devenit foarte curios.
Și am început să mă uit din nou la Marcu, autorul Evangheliei, Ioan Marcu, și să încerc să îl văd pe el în această ipostază de aproape de Iisus și de ucenic al Domnului Iisus. Și am zis, mi se părea potrivit să-l găsesc acest subiect, această temă abordată din alte cărți din Noul Testament sau din alte evanghelii, mai puțin din Marcu. Dar asta m-a făcut să mă gândesc și mai mult la Marcu, pentru că eu am găsit în carte că chiar nu a ales întâmplător fratele Ghiță Evanghelia după Marcu pentru a scoate ca și rezultat această imagine a uceniciei din această Evanghelie. L-am cunoscut pe fratele Ghiță de mai mulți ani la inițiativa dânsului. Nu mi asum niciun merit față de această relație. Dânsul mi-aduc aminte, a luat inițiativa acum câțiva ani de zile, când am lucrat împreună la emisiunile pe care le înregistrau pentru televiziune, și a fost pentru mine o onoare deosebită, pentru că nu apăream foarte des la televizor. Dânsul mi-a dat oportunitatea să devin faimos într-un fel. Și vă mulțumesc, frate Ghiță, pentru prietenia care ne leagă de-a lungul anilor. Am patru gânduri pe care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră. Citind paginile cărții, mi-am dat seama că această carte s-a născut probabil din dragoste de cărți. Așa cum spunea puțin mai devreme antevorbitorul meu, dacă vă uitați, la sfârșitul fiecărui capitol este o bibliografie destul de bogată. Este poate o provocare pentru noi, uitându-ne la chiar profunzimea de pe paginile acestor cărți, să ne dăm seama că atunci când iubești cărțile, devii profund. Avem exemplu apostolului Pavel, care la sfârșitul vieții menționează dragostea lui față de cărți. Și aș vrea ca, poate uitându-ne la această carte, să ne insufle și nouă o motivație pentru a citi mai mult. Sunt gânduri profunde și este un, am spune noi, o dovadă pe care fratele Ghiță ne-o dă în această dupămasă prin cartea dânsului de excelență, de profunzime. Se scrie foarte mult, dar nu tot ceea ce se scrie este și profund. Așa cum spunea cineva, în vechime oamenii scriau gânduri de aur cu pene de gâscă, astăzi scriu gânduri de gâscă cu pene de aur. Și este un adevăr. Uitându-mă la această carte, învăț o lecție. Citește mult ca să poți să scrii bine și ca să poți să predici bine. Mulțumim, Ghiță, pentru curajul de a scrie o carte. Mulțumesc tuturor celor care ați venit. Mai doi la mod de să mergi la lansări de produse decât de cărți. Aș găsi două sintagme în inimă pentru această lansare despre carte. Prima sintagmă este o carte binecuvântare și a doua este o carte avertisment. O carte binecuvântare pentru lumea educațională. La Liceul Teologic Pentecostal Betel am introdus în curriculum un an întreg Evanghelia după Marcu. Clasa nouă învață Evanghelia după Matei, 10-a Marcu, 11-a Luca, 12-a Ioan. Pentru noi e o carte binecuvântare pentru că avem un material suport românesc. Și subliniez românesc. Și vrem să introducem în lumea școlii noastre această carte și considerăm că binecuvântare pentru noi. A doua binecuvântare a cărții este pentru lumea bisericească. Ne-am uitat că Iisus Hristos a cerut bisericii să facă ucenici, nu programe. Și nu politici bisericești și alte lucruri. Am uitat și noi facem ucenici. Și pentru biserică, din nou, este o binecuvântare că suntem puși pe matca de la început. Hristos a zis, face ucenici. Și este pentru biserică acest mandat. Mă bucur că prima ta carte este de esență, nu de periferie. Este de esență a mandatului nostru ca biserică. Deci este o carte binecuvântare pentru biserică.
Să merg la a doua sintagmă. Este o carte avertisment. Ghiță a scris în carte că evanghelistul Marcu a fost cel mai necruțător cu ucenici. Avem nevoie de o carte care prezintă un evanghelist necruțător cu ucenici. Un avertisment pentru lumea evanghelică românească. Cred că avem nevoie și de cărți avertisment care să scoată în evidență cât suntem de vulnerabili ca ucenici. Să nu mai fim așa de triumfaliști și atât de plini de gândire pozitivă. Mă bucur pentru invitația făcută de a vorbi despre cartea altuia, pentru că de vreo 2-3 săptămâni încoace vorbesc despre cărțile mele și m-am săturat. În sfârșit pot să vorbesc despre cartea unui prieten, coleg. N-aș vrea să cad, așa cum se obișnuiește, în panegiric și eulogie la adresa fratelui Ghiță. La mormântarea dumneavoastră se va vorbi mult mai frumos decât am vorbit noi aici, așa sper. De aceea voi ocoli să vorbesc despre dânsul ca prieten, ca om, ca un lucrător. Totuși trebuie să spun ceva, un lucru pe care l-am scris și pe copertă, un lucru de apreciat. Și anume faptul că fratele Ghiță este o rară avis în peisajul autorilor, păstori, lucrători, și anume în ce constă raritatea? În faptul că citește. Sunt sătul de oameni și care sunt numiți de alții doctori și care se auto-individuează cunoscători, care nu mai citesc. Așa cum s-a subliniat aici, se vede acest lucru, citește și face proba informării și pe lângă asta, un alt lucru de apreciat este că omul e timid. Cei care l-ați cunoscut personal, știți că are oarecare reținere, oarecare timiditate ca persoană, ceea ce prinde foarte bine unora puși în autoritate. Autoritatea pastorală, autoritatea mediatică, faptul că mai scriem pe internet unul dintre noi, ne poate pune într-o poziție foarte periculoasă. Și unul din lucrurile pe care îi le doresc fratelui acum, la lansarea primei cărți, este să-și păstreze această timiditate sănătoasă, pe care o vedem și în introducerea cărții. Aș vrea să vorbesc acum despre carte, câte ceva. Cred că este o carte care umple un gol în peisajul comentariilor biblice și fratele Ghiță, fără să știe, face ceea ce eu numesc periegeză. După ocolește comentariul exegetic tradițional, puteți lua cu camionul cărți de la bibliotecă pe Evanghelie. Unul dintre lucrurile care, pe care eu le resimt fiind profesor de exegeză, predând hermeneutica studenților, este, și aici nu vreau să fie jignit fratele Ghiță, o spun cu toată responsabilitatea, este genul de comentarii din noptieră, genul de comentarii de citit în tren. Pentru cei care știu lumea cărților, visul oricărui autor este să scrie o carte care poate fi citită în tren, nu o carte care să rămână în bibliotecă, prăfuită, să potrivește în raftul de sus între celelalte cărți ale marilor clasici. Obiectivul cărții este să se adreseze deopotrivă și laicului, și studentului în teologie, și celui care predică la ambon, și cred că veți atinge, dacă va fi distribuită cartea cum trebuie, veți atinge publicul larg, extra-evanghelic. Mă simt onorat de prezența dumneavoastră aici a tuturor și a celor care nu au luat cuvântul, dar care probabil că ar fi avut ceva să îmi spună. Apreciez fiecare luare de cuvânt care mă măgulește într-un fel și, cum voi spune în încheierea intervenției mele, mă și obligă. Însă, înainte de a face mulțumirile cele cuvenite, aș vrea să aduc niște precauții în legătură cu cartea. Aș spune în primul rând că această carte nu este o rețetă, ci este mai degrabă o oglindă. O oglindă în care privești și în care te regăsești într-un fel, îți vezi hibele și ridurile și
faptul că ai nevoie de o mică aranjare, ori, cum îmi place mie să spun, nimeni nu merge în fața oglinzii nepregătit. Noi bărbații mergem cu un piaptă minuscul, soțiile noastre merg cu un arsenal întreg. Se face o gălăgie infernală în fața oglinzii, pentru că nimeni nu merge nepregătit în fața oglinzii. Într-un fel, asta își dorește cartea, nu să fie o rețetă, n-ar fi genul meu de altfel, pentru cei care mă cunosc, să ofer rețete, nu cred în rețete, ci este oglindă. Într-un fel, încearcă să-ți arate cam pe unde, cam cum ar trebui să te aranjezi. De asemenea, cartea nu este un răspuns, ci mai degrabă o călătorie. Nu încerc să ofer răspunsuri în carte, pentru că de ceva vreme sunt un pasionat al întrebărilor și mai puțin al răspunsurilor și cred acea zicală care spune că răspunsul s-ar găsi uneori cu duiumul, dar e greu să găsești pe cineva să știe să pună întrebarea potrivită. De asemenea, cartea nu este o teorie, ci mai degrabă o consolare. Nu încerc să dezvolt ceva într-un mod exhaustiv, departe de mine gândul acesta, ci mai degrabă să ne consolăm, citind despre ei, despre ucenicii lui Iisus și gândindu-ne că seamănă bine cu noi sau noi seamănăm bine cu ei, între noi sunt niște legături. Într-un fel, te consolează să afli că și ei au pățit ca tine. Asta e important, nu este totul, dar poate fi un punct de plecare, o consolare de felul acesta. Cartea nu este un sistem, ci mai degrabă o provocare. Îmi doresc prin această carte să provoc atât mintea cât și inima și m-aș bucura să aflu peste timp că această carte, de altfel nu prea lungă, de noptieră, de luat în tren, în avion, m-a onorat frate Marius această trecere. Chiar asta mi-am dorit să iasă. M-aș bucura să aflu că a fost o provocare pentru minte și inimă. În fine, cartea nu este o analiză, ci mai degrabă este o contemplare. Este ca și cum încercăm să privim împreună, eu ca autor și cititorii mei, în aceeași direcție, să-i urmărim într-un fel pe ucenici, ca într-un film, umblând cu camera de luat vederi pe zoom in și zoom out, încercând să-i aducem aproape, după aceea să mărim cadrul din nou și să-i prindem în context. Acestea au fost precauțiile care le-am avut pe inimă. Acum, aș dori să mulțumesc în primul rând editurii pentru sprijinul acordat și pentru faptul că au avut răbdare cu mine. Am trimis capitolele unul după altul, n-am respectat termenele, am călcat toate termenele discutate inițial, dar important este că m-au așteptat. Mulțumesc! De asemenea, mulțumesc referenților care au scris pe coperta a patra pentru bunăvoința colegială de care au dat dovadă. Mulțumesc în mod deosebit familiei, soției mele care mă însoțește, copiilor, pentru răbdarea lor și pentru încurajarea pe care mi-au adus-o în timpul acestei scrieri sau muncii mele. Un cuvânt de mulțumire special aș avea pentru copii care au fost coautori cu mine într-un fel, ca să-i pun să facă ceva. O să vedeți care n-ați ajuns încă părinți, că asta e important. Când aveam citate mai lungi de pus în carte, ei mi le dictau. Și eu scriam după dictare. Deci am practicat și metoda aceasta, le mulțumesc și apreciez cuvântul lui Dan Botică pentru familie, așa este, familia este cea care duce sacrificiul într-un fel altul de un slujitor. De asemenea, mulțumesc, poate virtual, nu, cititorilor mei pentru atenția lor avizată, aș zice. Sper ca cititorii mei să găsească plăcere și mi-aș dori să aud că este o carte uneori recitită, că se revine la anumite pasaje. Poate și faptul că uneori poate nu prind sensul pe o pagină nu, sau un capitol și revii la el, poate și asta e de bine într-un anumit fel. Prezența dumneavoastră așadar mă onorează în primul rând, asta sunt pentru fiecare, indiferent de stație în această sală. De asemenea mă încurajează și cuvintele aduse sunt pentru mine un prinos de încurajare și în același timp mă obligă. Mă obligă să nu mă opresc și dacă se poate, și sigur se poate să scriu mai bine, nu neapărat mai mult, nu știu, sau poate și mai bine și mai mult. Tuturor așadar, încă o dată vă mulțumesc și sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru tot ceea ce am putut să facem, să fac prin această lucrare. Deasupra noastră tuturor, cred că este harul lui Dumnezeu, cum spunea primul vorbitor. Este faptul că Dumnezeu ne dă libertate să scriem, ne dă libertate să citim. Trăim vremuri de har, vremuri în care chiar putem să scriem și să atingem într-un anumit fel mințile și inimile. Vă mulțumesc!
prezent la lansarea primei cărți pe care a scris-o domnul Ghiță Mocan, profesor dr. Marius Cruceru. Care este cea mai impresionantă lecție pe care o aduce această carte și care ar trebui notată neapărat de către cititor? Cred că cea mai impresionantă sau importantă lecție din carte este acel aspect al uceniciei care este adesea neglijat de literatura motivațională. Literatura motivațională clasică merge pe ideea poți singur, dezvoltă-te, ajută-te. Accentul cărții cade pe proximitatea lui Iisus în eforturile noastre de perfecționare spirituală. Nu putem fi, nu putem singuri, nu putem să ne îmbunătățim, cum spun unii. Ne îmbunătățim, ne sfințim, strângem din dinți, strângem din pumni, să devenim mai buni, ne scriem pe frigider că de luni o să începem să ne lăsăm de băut sau cure de slăbire și mai departe. Lecția cărții constă tocmai în faptul că elementul fundamental pe care se construiește dezvoltarea spirituală, creșterea, maturitatea spirituală, este întâlnirea cu Iisus. Și de aceea cred că avem de-a face cu o construcție a ideii de ucenicie cu accent fundamental cristologic. Ucenicia este nu doar o carieră spirituală, un curs spiritual, ci este copierea lui Iisus în viața noastră, imitarea lui Iisus, cum spunea Thomas A. Kempis, transferul calităților lui Iisus și eliberarea, exorcizarea de noi înșine, de eu nostru pământesc și dezvoltarea eu-lui spiritual nou născut după nașterea din nou. Aici mi se pare că este unul dintre punctele foarte importante, punctele tare ale cărții, pilonul pe care se sprijină întreaga teologie a autorului. Ucenicia începe cu mântuirea, mântuirea este prin Iisus Hristos și sfințirea, a doua etapă a vieții credinciosului, se desăvârșește tot în Iisus Hristos, prin Iisus Hristos. Florin Ile, directorul editurii Metanoia, editură care a publicat cartea pe care am lansat-o în această zi, o carte scrisă de Ghiță Mocan. Domnule director, m-aș bucura să prezentați telespectatorilor noștri care a fost relația cu omul Ghiță Mocan ca și scriitor al acestei frumoase cărți. Relația cu autorul Ghiță Mocan a fost una excepțională. Puțini autori cu care am lucrat până acum au fost atât de plăcuți în a pregăti munca, opera lor pentru publicare. Deși, așa cum spunea el mai înainte, nu ne-a dat tot materialul odată, a venit în segmente, a fost scris atât de bine și de plăcut, captivant la citit. Eu am citit primul dintre toți, capitolul numărul 1 al cărții, și asta m-a captivat și m-a făcut să îl sun mereu și să-i spun mai trimite, mai vreau. A fost o carte plăcută, ușor de lucrat, bine scrisă de la început, iar corespondența, munca cu autorul Ghiță Mocan, pastorul Ghiță Mocan, a fost una plăcută. Întotdeauna ne-am întâlnit cu plăcere și cu bucurie ca să mai discutăm despre un nou capitol și despre noi proiecte pe care le avem împreună. Pastorul Iulian Coste, prezent la lansarea primei cărți scrise de Ghiță Mocan, o carte cu totul specială, o carte însă care prezintă mai multe tablouri, mai multe imagini. Dintre imaginile pe care le-ați găsit în această carte, care v-a marcat în mod deosebit? Mă uit la carte și unul din lucrurile pe care eu le-am apreciat cel mai mult, așa cum spuneam și adineori, este că ne prezintă o altă imagine a uceniciei. Ne prezintă imaginea aceea unde Hristos îl întâlnește pe ucenic acolo unde se află el, nu se lasă oprit de limitele ucenicului, ci efectiv continuă să investească până la formarea acelei imagini intenționate de Hristos. Ce m-a impresionat iarăși foarte mult este imaginea ucenicului care are voie să falimenteze, are voie să greșească și practic falimentul, cu ghilimele de rigoare, este practic parte integrantă a experienței de ucenic. Ce
ce v-a motivat și ce v-a determinat să vă apucați de scris? După foarte multă vreme în care ați rostit cuvântul la televiziune, la radio, la anvon, iată de data aceasta v-ați dus spre un alt mediu, acela al literei pe care o așezați în pagină și apoi în mâna cititorului. Ce v-a determinat, ce v-a motivat așadar să vă apucați de scris? Cred sincer că subiectul este de vină, în sensul că acest subiect m-a atras și m-a ținut captiv chiar și după ce am rostit acele mesaje la Radio Vocea Evangheliei, mesaje pe ucenicia în Marcu, și faptul că mulți specialiști, sau cel puțin câțiva dintre ei de talie mondială, scriu la momentul acesta comentarii la această Evanghelie din perspectiva uceniciei. Este într-un fel de vreo două decenii încoace o preocupare pentru Evanghelia după Marcu sub aspectul ucenicizării. Ea este supranumită acum Evanghelia uceniciei și lucrul acesta m-a captivat și mi s-a părut că parcă nu e de ajuns numai mesajele rostite la anvon sau în fața microfonului de la radio, și că într-un fel aș vrea să propag aceste idei, să le aduc înaintea multora care poate nu mă ascultă, dar la care mă gândesc că ar putea ajunge într-o zi cartea aceasta. M-am apucat de scris dintr-o necesitate, într-un fel. Am considerat că subiectul n-a fost abordat, nu l-am găsit abordat în limba română, nici măcar în traducere, și am spus să citesc o carte care mi-ar place și mie să scriu o carte care mi-ar place și mie să o citesc. Și totuși aș vrea să vă întreb și să vă rog să ne spuneți micul secret. Ce a fost cel mai greu în munca aceasta de scris, atunci când v-ați aplecat să scrieți cartea? Cartea Ucenicie alături de Iisus. Pentru mine, sau pentru această carte, cred că cel mai greu a fost să fixez textele, cele 8 pasaje, 8 pericope ale Evangheliei, din Evanghelie, și să încerc să le abordez corect din punct de vedere exegetic și hermeneutic. Nu m-am temut de aplicație, nu m-am temut de celelalte argumente și citate pe care le am în carte din alți autori, cât de faptul ca să am o bună încadrare în context. Deci, într-un fel, am fost foarte atent și poate un pic chiar stresat vis-a-vis de ancorarea ei corectă în textul Evangheliei după Marcu. De îndată ce am săvârșit lucrul acesta, ce s-a întâmplat lucrul acesta, apoi am simțit ca un fel de eliberare și, într-un fel, m-am jucat în mod ilustru pe tema respectivă. Acum, după ce aveți tema prinsă între coperți, spuneți-mi totuși care a fost bucuria cea mai mare sau cel mai spectaculos, cel mai frumos lucru în scrierea cărții. Precum cititorii mei, trebuie să mărturisesc că și eu ca scriitor aproape că îmi doream, deja tot mai mult îmi doream să ajung la finalul ei, la capitolul final. Pentru că în capitolul final este de fapt un fel de cheie hermeneutică a întregii cărți. În ultimul capitol e o pledoarie, o invitație care o fac cititorului, anume că el poate să fie un ucenic, că oricine poate să fie un ucenic. Deși de-a lungul lecturii, acele 8 ipostaze care sunt destul de negative în sine, sunt scăpări ale ucenicilor din jurul lui Iisus, poți să cazi într-o mică deznădejde, într-o mică deprimare, poți să ai dileme suficiente, abia am așteptat să scriu ultima parte, și este partea care mie îmi place cel mai mult din carte, pentru că într-un fel aduce o notă de optimism și de speranță. Oricine poate să fie ucenic, și toate cele scrise nu vreau să fie într-o întristare a cititorilor mei, ci într-un fel să-i provoc prin cele scrise. Vă felicităm și dorim din toată inima ca acesta să fie doar un început, un început încununat de alte și alte cărți pe care vi le dorim să reușiți să le aduceți în pagină cât mai curând, să aveți bucurie și dumneavoastră și familia. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, dacă doriți să aveți bucuria uceniciei, bucuria de a trăi cu Iisus, vă invităm pe fiecare să citiți această carte, să o parcurgeți în delete, să reveniți asupra paginilor ei și, mai mult decât atât, să vă ajute Dumnezeu pe fiecare dintre dumneavoastră să fiți nu numai cititori, ci ucenici adevărați, oameni care trăiesc alături de Iisus.